Agenții economici care încalcă repetat regulile epidemiologice ar putea să rămână pentru anumită perioadă fără licență. Este propunerea Poliției Capitalei, care susține că unele localuri continuă să activeze în timpul nopții, chiar dacă au fost amendate. Săptămâna trecută, oamenii legii au întocmit 568 de procese contravenționale pentru nerespectarea regulilor epidemiologice în capitală. 16 dintre ele au fost pentru agenți economici. Vom veni cu careva sesizări în adresa administrației publice locale privind inițierea unor proceduri judiciare, privind sistarea activităților la persoanele juridice menționate supra, deoarece este o problemă care nu putem depăși în alt mod. Edilul Capitalei Ion Ceban a criticat atitudinea agenților economici. În prezent, cei care nu respectă regulile epidemiologice riscă amenzi de până la 35.000 de lei. Faci 50-100.000 de pe noapte, dintre care achiți amendă, cât este ea acolo, câteva mii și lucrează în continuare. Și ții în cot de reguli, restricții, primărie, lege sau poliție. Să nu ne jucăm cu amenzile, iar ei să ne aibă de proști. O astfel de inițiativă a fost propusă de autoritățile din România. Ministrul de Interne de la București a anunțat că Parlamentul va dezbate un proiect care permite suspendarea pentru 2 săptămâni a activității localurilor care sunt amendate de 3 ori pentru nerespectarea regulilor sanitare.